Ruslan Codreanu pretinde la fotoliul de șef al administrației publice a municipiului Chișinău. Dacă va fi înscris în cursă, el va fi susținut de Partidul Puterea Oamenilor pe care îl conduce. Formațiunea a fost aprobată și lista de consilieri municipali pentru orașul Chișinău și a desemnat candidații pentru primăriile din suburbii. Ruslan Codreanu a anunțat pe pagina sa de Facebook despre faptul că intenționează să se înscrie în cursa pentru fotoliul de primar al capitalei, pe care de altfel l-a mai ocupat, drept că din postură de edil interimar. În postarea sa, el vorbește despre experiența pe care a acumulat-o la Ministerul Economiei și în Cancelaria de Stat, în calitate de consilier de deputat, consilier municipal, viceprimar, dar și primar interimar. Doar într-un an am reușit să fac posibile schimbări care păreau imposibile de făcut. Am lucrat alături de oameni pentru un oraș mai bun și împreună am demonstrat că prin unire și dedicare putem schimba lucrurile, scrie Codreanu. Iar partidul pe care îl conduce menționează tot pe Facebook că are scopul de a dezvolta Chișinăul. Avem cel mai bun candidat pentru a începe să dezvoltăm cu cea mai bună experiență și expertiză în administrarea orașului. Amintim că Ruslan Codreanu a fost primar interimar al municipiului Chișinău în perioada aprilie 2018-iulie 2019, ca urmare a suspendării din funcția primarului de atunci, Dorin Chirtoacă. Anterior a fost consilier municipal pe lista Partidului Popular European condus de fostul prim-ministru Iurie Leancă. În martie 2021 fondează Partidul Puterea Oamenilor. Până acum, mai multe formațiuni politice și-au prezentat candidații pentru fotoliul de edil al municipiului Chișinău. Pretendentul PAS este Lilian Carp, iar cel al Partidului Coaliție pentru Unitate și Bunăstare Ion Bulgac. Platforma DAL a propus pe Victor Chironda, iar Partidul Liberal îl va susține pe Ion Purice, iar Vadim Brânzaniuc este candidatul Partidului Social-Democrat European. Pretendentul la fotoliul de primar al municipiului Chișinău al Partidului Acasă, Construim Europa, este Constantin Butucel. Din partea Mișcării Sociale, Politice, Liga Orașelor și Comunilor, va candida Mihail Bagas. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova l-a desemnat pe deputatul BCS Adrian Albu, iar candidatul Partidului Acțiune Comunii, iar candidatul Partidului Acțiunii Comune, Congresul Civic, este Mihail Poleanski. Ion Ștefăniță este candidatul susținut de Partidul Mișcarea Respect Moldova, iar deputatul Diana Caraman este susținută de PCRM. Candidatul Partidului Renaștere este Vasile Bolea. Consiliul Republican al formațiunii Mișcare Profesioniștilor Speranța l-a înaintat în calitate de candidat pe liderul formațiunii Andrei Donica. Deocamdată actualul primar Ion Ceban nu a anunțat dacă va pretinde la al doilea mandat, deși anterior a declarat că intenționează să participe la scrutinul din toamnă. Joi a anunțat că se înscrie în cursă pentru primărie și expertul în drept Teodor Cârnaț. De menționat că alegerile locale generale urmează să se desfășoare în această toamnă pe data de 5 noiembrie. Potrivit CEC, scrutinul va costa bugetul de stat în jur de 178 de milioane de lei.